Alături de Dumnezeu ești puternic, indiferent de circumstanțele vieții. Nu uita că Dumnezeu merită ce e mai bun, de aceea predică și cântă râvnă și pasiune pentru Domnul. Merită. Frate Alin, la mulți ani în Domnul. Dumnezeu să te binecuvinteze mult, mereu, maxim. Cu dragoste, Ciprian Bursan. Urmăriți o parte din mărturia fratelui Alin Jivan. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Hrana Ta. M-am născut într-o familie cu 14 copii. Wow, o zici cineva, nu? Să știi că Dumnezeu face ca viața omului să treacă de la vai la wow. De la vai la wow, indiferent de circumstanțe. Slavă Domnului! Preobiților, m-am născut al 10-lea. Nu sunt capitan de echipă și nu sunt nici hagi. Într-o familie cu 14 copii, cu o mamă credincioasă, care ne-a fixat idealuri înalte, care, dincolo de munca imensă pe care o depunea zilnic în casă, avea timp să ne și tragă deoparte, să ne vorbească despre Hristos, să se roage pentru noi, avea o disciplină spirituală impecabilă. În vremurile acelea grele, când trebuia să speli scutecele, când trebuia să muncești, acum soția și-a cumpărat aspirator de la care merge singur prin casă și fuge gloria de el că e frică de el. Înainte ce aspirator, mătura, toate lucrurile necesitau forța fizică. Mama le făcea pe toate, mâncare, spălat, îmbrăcat, gătit, curățenie. Dar dincolo de toate acestea, ar fi avut motive să spună: Domnule, nu mai am timp să citesc Biblia, nu mai am timp să mă rog. Mama a înțeles că fără viață spirituală nu poți să continui să existi și nu poți să ai parte de realizări spirituale și nu numai. Seara ne chema lângă ea și ne vorbea despre Dumnezeu, despre credință, despre cât de important e să trăim în ascultare de Domnul. În fiecare duminică îmbrăca nu unu, nu doi, cinci, șase, șapte, pe toți cei care erau mici. Sigur, ne mai ajutau și frații mai mari. Și ne ducea la biserică pe toți. Ne-a învățat cuvântul Domnului. Ne-a învățat cea mai bună formă de educație. O educație care dezvoltă caractere. O educație care este centrată pe omenie, pe respect, pe dragoste. Astăzi toți vor să fie supermeni, astăzi toți vor să aibă o carieră de succes, astăzi toți vor să trăiască visul american, dar nimeni nu-și mai bate capul în ce privește caracterul. Mama ne-a zis: când voi o să creșteți mari, să fiți oameni de caracter. Și caracterul poate fi format în cea mai bună școală, universitate, Universitatea lui Hristos. Să rămâneți lângă El. Sigur că noi avem modele de oameni care ne influențează. Când eram mic, sigur, primul meu model de viață și-a rămas în continuare, și o să vă spun de ce. Arnold Schwarzenegger, pe care l-am urmărit cândva în filmele de acțiune, am îmbătrânit, i s-au lăsat mușchii, nici nu-mi place cum gândește. În schimb, mama a dovedit în toate circumstanțele că a avut o putere mai mare decât el. Când viața a doborât-o, Dumnezeu a ridicat-o. Când viața a îngenunchiat-o, Dumnezeu i-a pus din nou picioarele pe stâncă. După 70 de ani de existență, poți privi spre trupul ei, cicatrizat, plin de răni, dar vindecate. Și aceasta este dovada dragostei și devotamentului ei față de Hristos, față de familie și față de copii. Fără să exagerez, pentru mine mama e cel mai puternic om de pe planetă. Eu am doi copii,
Și uneori îmi vine să dau un cap. I-a avut 14. M-am dus acasă zilele acestea și am zis, mami, cum ai putut cu 14? Zice, numai Dumnezeu știe. Dar cel mai puternic om, sigur că am fost influențat de mama și sigur că am fost și mămos. Na. Și nu prea i-a plăcut lui taică-miu. Toată ziua după mama, dacă ea plângea, eram cel mai trist. Dacă ea se bucura, eram cel mai bucuros. Dacă era afectat, eram și eu afectat. Mama cânta la biserică, avea emoții, tremura microfonul, îi tremura mâna cu microfon, dar cânta cu un entuziasm. Mi-aduc aminte, cânta deseori, cântă, cântă, cântă ca David. Mama, în gândirea ei, consider că este o conservatoare, dar nu și-a dat seama de multe ori că este și o carismatică. Au fost momente interesante. Pe fiecare dintre noi ne-a influențat cineva. Pe unii Bruce Lee, pe unii vreun profesor la școală, pe mine m-a influențat ea. Și când am fost mic, mi-am dorit să devin predicator și cântăreț. Cântăreț întâi de toate pentru că mama cânta. Și am învățat de mic ce înseamnă dimensiunea închinării prin laudă la adresa lui Dumnezeu. Eram atent la fiecare gest al mamei mele, la fiecare gest. Când o vedeam epuizată, știam, punea totul jos, se ducea în dormitor la ea și se punea pe genunchi. Și mă duceam la ușă și ascultam. Plângea, că avea de ce să plângă. Și se ruga lui Dumnezeu. Și după ce se ruga, începea să cânte. Și când ieșea din cameră, ieșea un om nou. Și am realizat de mic că în rugăciune și în închinare este putere. Și venea fresh din nou și trebuia să o ia de la capăt. Pentru că mai avea multe de făcut. Și am zis, când voi fi mare, voi fi un cântăreț, voi lăuda pe Domnul. Apoi mergeam duminica la biserică. Și când mergeam la biserică, trebuie să recunosc că am fugit de multe ori de la școala duminicală. Stăteam în biserică, îmi plăcea să stau cu oamenii mari. Și ascultam cuvântul lui Dumnezeu cu interes. Aveam spirit de observație. Aveam capacitate de înțelegere. Consider că aveam și o cantitate interesantă de spiritualitate. Aveam vise cu Dumnezeu când eram mic. Și ascultam cu interes. Îmi plăcea tare mult când vedeam pe cineva care vorbea cu putere despre Hristos. Chideam ochii și spuneam, voi crește mare și voi ajunge și eu predicator. Două vise importante. Apoi se tot vorbea prin anii aceia că în anul 2000 va veni sfârșitul lumii. Știți și voi povestea asta, nu? Mulți cristoși mincinoși. Unii au fost și printre noi. Poate gândindu-mă la evenimentele apocaliptice care vor veni, aflase multe din Apocalipsa, am zis eu o să fiu omul care salvează planeta. Care salvează. Mă visam tot timpul militar, și că lupt în război și era ca un serial așa de televiziune care continua și interesant, tot continua.